Un masacru a avut loc ieri seară în Ierusalim, chiar în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Cel puțin 7 oameni au fost uciși într-un atac ce a avut loc în fața unei sinagogi din capitala Israelului. Teroristul a fost neutralizat. Alkam Khairi avea 21 de ani și era locuitor al Ierusalimului de Est. Atacatorul a sosit la fața locului cu o mașină și a început să tragă în oamenii care se rugau. Premierul Israelului Netanyahu spune că vor exista consecințe și îndeamnă oamenii să nu ia legea în propriile mâini. אנחנו אחרי פיגוע קשה מן הקשים שידענו בשנים האחרונות. ליבנו עם משפחות הנרצחים, וכמובן עם הפצועים, אנחנו מייחלים להחלמתם המהירה. אני רוצה לשבח את השוטרים שבאו ופעלו במהירות, בגבורה ובתושייה יוצאת מן הכלל. הם הגיעו תוך דקות, לצערנו, גם דקות, זה לפעמים מאוחר מדי. אני כינסתי עכשיו הערכת מצב עם כל גורמי הביטחון. אנחנו החלטנו על כמה פעולות מיידיות. מחר בצאת השבת אני אכנס לקבינט על המשך המענה שלנו. אני רוצה להדגיש שצריך לפעול כאן בנחישות ובקור רוח. אני קורא לאנשים לא לקחת החוק לידיהם. לצורך זה יש לנו צבא ומשטרה וכוחות ביטחון, והם פועלים ויפעלו לפי הנחיות הקבינט. Purtătorul de cuvânt al Hamas a declarat că atacul este o răzbunare și o replică după raidul armatei israeliene în tabăra de refugiați Jenin de joi. Acțiunii israeliene îi sunt reproșate morțile a 9 palestinieni și numai puțin de 20 de răniți. După anunțarea atentatului, în multe zone arabe au fost lansate focuri de artificii, Cisjordania, Gaza și chiar Yemen și Iordania se numără printre acestea. După atacul de la Ierusalim, Mushir al-Masri, oficial înalt al Hamas din Gaza, flutură o pușcă de asalt drept singura opțiune de rezistență împotriva armatei israeliene. Reprezentanții ai statelor din întreaga lume și-au exprimat regretul pentru tot ce se întâmplă, menționând că violența trebuie oprită. O menținere!